Care a fost momentul în care ai avut cea mai mare nevoie de tatăl tău după ce l-ai pierdut? Întotdeauna am nevoie de el. S-a întâmplat vreodată să ajungi până în punctul în care să simți că nu mai poți? Da, am avut foarte multe momente în care m-am simțit singură. Cu toate că știam că am o mamă, am surori, au fost momente în care m-am simțit singură și mi-a fost foarte greu. Dar nu am spus nimănui lucrurile astea. De ce n-ai ales să împărtășești cu cei din jur lucrurile acestea? Pot și singură. Ești puternică și sunt sigură că poți, Mariana. Da. Și eu personal te felicit din suflet pentru cum ești. Într-adevăr, ești o femeie puternică, frumoasă, care a dovedit vieții că nu poate fi îngenunchiată. Bravo, Mariana. Vă mulțumesc. Aia, tu ești apropiată de părinții tăi? Da. Ce au spus când ai decis să vii aici în competiție? M-au felicitat, mami a vrut să vin aici, m-au încurajat să ajung aici. Mai ai frați? Mai am un frate, da. E mare cu 2 ani. Ce ai învățat de la mama ta până la vârsta aceasta? Cum e să treci prin greutăți. La ce te referi? La despărțire de tatăl meu. Nu credeam vreodată că am să trăiesc acest moment în care să aud din gura voastră povești atât de impresionante de viață. Când erai mică, s-a despărțit de tatăl tău. De ce? S-a despărțit. Certat. A fost mai multe chestii și s-a despărțit. Păstrezi legătura cu el? Acum, da. Și ce îți spune tatăl tău? Este fericit pentru mine. Să fiu o luptătoare, să am încredere în mine, că orice s-ar întâmpla, el este acolo pentru mine. Te susține? Da. Și mami? Și mami. Mama ți-a fost și mamă și tată, să înțeleg. Da. Și tu ești puternică, deși ești mică. Și dai dovadă în fiecare zi. Alexandru. Despre viața ta ce ne mai poți spune? Despre tine știm câte ceva. Ce să vă mai spun? Suntem cam în aceeași... Da, și eu și Adriana suntem cam în aceeași situație cu a Marianei. Am rămas... Bine, diferența este că noi am rămas de mici fără tată. Tatăl nostru a murit în fața noastră, a căzut de pe stâlp în fața noastră. A fost greu, ăla a fost momentul de șoc pentru mine, ăla a fost momentul în care, nu știu, în care ați rămas am singur. Suferit cel mai mult. Mama s-a chinuit cu 4 copii, ne-a crescut pe toate. Nu ne-a abandonat, nu ne-a lăsat, a fost alături mereu de noi. A fost acolo tot timpul pentru noi, s-a luptat ea, săraca și a... Da, sufletul și-a pus sufletul pe tavă pentru noi. I-a fost greu. Adriana, în momentul de față. Mama voastră a muncit toată viața pentru voi. Știu ce, sunt mândră de ea și mă mândresc cu ea și mă bucur că am o asemenea mamă și că mi-e stea, dar tot vreau să plâng. Pe lângă asta ne-a dat și cele mai bune sfaturi. Ce sfat? Care a fost cel mai prețios sfat pe care mama ta ți l-a dat? Cel mai prețios? Să fim puternice și să mergem tot timpul oriunde ar merge cu capul sus. Să nu lăsăm pe nimeni să-și bată joc de noi. Să fim tot timpul sincere, să respectăm. Iar în momentul în care cineva face anumite chestii, să iertăm. Tocmai de asta... Până în momentul de față, tot timpul am trecut cu vederea și am lăsat de la mine, pentru că așa am fost învățat. Mi-a fost greu, nu pot să vorbesc, nu pot. Când tata a murit, ea era mică, ea avea 8 ani. Ea nu a realizat atât de mult cât
pierderea a trecut mai ușor peste. Noi, astea mai mari, am trecut mai greu, cel puțin eu, pentru că o foarte lungă perioadă din viața mea m-am simțit vinovată pentru moartea lui. De ce spui asta? Pentru că situația a fost de așa natură încât în momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, de fapt înainte de a se întâmpla acest lucru, noi am rămas fără lumină în casă. De fapt, cartierul, satul, o parte din sat, nu tot, a rămas fără lumină și tata, nu știu ce a gândit el, că este din cauza unui stâlp care era pus în curte la noi. Și s-a dus acolo, s-a uitat și eu eram lângă el și mi-a zis că să mă duc să-i aduc patentul să se urce pe stâlp. S-a urcat acolo sus pe stâlp și în capul meu era gata, cade. Și n-am terminat de zis cuvintele astea și l-am văzut jos. Tatăl tău a murit în ochii tăi. În ochii eram și eu, era și Adriana și cealaltă soră. În ochii noștri am. Ea nu a realizat, ea încă era prea mică. Ea a simțit lipsa tatălui nostru, dar nu așa cum am simțit-o eu, pentru că eu eram peste tot cu el. Eu, oriunde era el, că era, nu conta, eram peste tot, eram băiatul lui. Eu nu eram fată, eu nu eram considerată fata lui. Ele doar, eu eram băiatul lui. Au fost momente în viața voastră când n-ați avut bani să vă cumpărați mâncare, de exemplu? Au fost momente în viața noastră grele, foarte grele. Au fost momente în viața noastră în care a trebuit să muncim în genunchi. Și mama, nu spun cum a muncit săraca. În momentul de față, noi am oprit-o pe mama pentru a nu mai merge la muncă, pentru că ea a tras o viață întreagă pentru noi. Și acum a venit și rândul nostru să o ținem, să o ținem acolo pentru noi, pentru a ști că este bine, este sănătoasă, din cauza faptului că ea a rămas singură cu 4 copii, mama suferă și de anumite boli, este și bolnavă, nu mai poate face prea mult efort. A ridicat prea mult la viața ei, a muncit făcut... prea mult. Muncea și zi și noapte doar ca să ne... Timpul le rezolvă pe toate. Eu mă retrag puțin și revin mai încolo. Vreau să mă duc afară? Deci, eu cred că dacă se începe ziua cu plâng, plângem toată ziua. Toată ziua până seara. Haideți, fetelor, ieșiți-vă. Ia zâmbește, Mariana. Uite la mine. Uite la mine că inspiri zâmbet. Un pic la fața lui. Mulțumesc. Ia, încă o dată. Mariana, ai zis că dacă ți se arată un deget, tu nu râzi. Cum ești? Păi, dar ce grijuliu el cu Mariana deodată. Din cauza... S-a început totul de lei. Deci, Mariana, tu ai zis că dacă ți se arată un deget, tu nu râzi. Dar nu mi-a arătat un deget. Ți-a arătat fața lui. Mm. Ești gelos? Da, uite că la mine nu râde. La mine e... Acum, serios. Vezi, cu ocazia asta am aflat și noi ceva despre voi. Și câte mai aveți de aflat? Poftim? Dacă vă zic eu... Încă asta nu-i nimic. Uite, mai avem, dar este un început. În loc să vă ocupați, să vă cunoașteți voi între voi și să vă atacați, mai bine ați venit să ne întrebați pe noi. Stai, mă, că și, sincer, vă aduceți aminte incidentul cu Nicos atunci? Da. La început. Cu plânsul, da. Păi uite, a fost un moment în care eu am venit la voi în casă și... Paul mi-a zis o chestie că tu, gen, ai explodat din cauza că ai trecut printr-o chestie foarte gravă în ultimul timp. După ce te n-o conexiune. Dar nu-mi dau, eu nu știu despre ce e vorba. Ba da, e atunci când m-am certat eu cu Nicos și am plâns. Și am venit după aia, am fost trimisă la voi în casă. Și la un moment dat eram pe canapea și voi mi-ați spus că hai te rog, acum nu mai plânge, nu mai plânge. Și a venit Paul la un moment dat la mine. A, și a răbufnit și mai tare. Da, și a început să amintesc. Vorbească și să-mi spună că se vede că tu ai trecut prin anumite lucruri care te-au marcat și așa. Și îți dai seama că în momentul ăla, tu ce mi-am adus aminte e ce s-a întâmplat cu tatăl meu, atât. Este normal, pentru că părinții sunt cei mai importanti și părinții sunt singurele persoane din lumea asta care într-adevăr ne iubesc cu adevărat. Normal. E urât, frate, urât, e urât. Ce, mă? Când pierzi un părinte, e urât, frate. Eu țin minte și acum că
tatăl meu a avut niște probleme de sănătate, în care a stat în spital. Dar are probleme cu spatele sau? Nu, probabil stai pe canapea. Asta e așa, într-o poziție ciudată. Așa stai, da. Așa stai, când stai pe canapea, zici că e cel mai mare boss. Înțelegi? A avut, la un moment dat, foarte probleme foarte grave de sănătate. Țin minte și acum că eram la Târgu Mureș. Și atunci când am aflat, efectiv, stăteam și plângeam ca copilul la mic. Și după, încă o perioadă, tot la fel, la fel de grea, foarte. Cred că a fost, din punct de vedere emoțional, cred că a fost cea mai grea perioadă pentru mine să-l văd pe tatăl meu în spital aproape 3 luni de zi, de zi, de zi. Deci ăla cred că a fost cel, nu cred, a fost cel mai greu moment din viața mea. Să-l văd zi de zi în spital, zi de zi sunând, nu mai pot, nu mai rezist, nu mai suport. El este omul care niciodată n-a ascultat un medic, niciodată n-a stat sfatul nimănui. Tata 2. A făcut ce a vrut el, cum a vrut el, n-a respectat absolut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că de vreo 2 ani de zile își respectă atât doctorul, tratamentul și își respectă viața. E alt om. Eu nu sunt perfectă, probabil și eu din punct de vedere al unor persoane am greșit și eu la rândul meu, dar toate astea... Dacă am greșit, îmi cer scuze. Dar că... Oricât vreți, doriți voi ca femeie să fiți puternice, nu spun că nu vă iese. Dar la un moment dat o să vă dați seama că aveți nevoie de un... Nimic. Aveți nevoie de un bărbat. Normal că avem nevoie, că dacă nu aveam nevoie, îți dai seama că stăteam bine, mersi și nu mai pot. Uite, exemplu avem pe Achi. Da. Eu am mai agitat înainte să fie cu aia. Un bărbat îl ajută o femeie și invers, viceversa. Da. Normal. Nu poți să spui că... Andrana, ești bine? Bine. Nu te stai un pic cu Alex, că Alex e un pic compleșit. N-a auzit poveștile astea, vrei să auzi în baie. Vrei să închizi ușa? Nu, da. Astăzi nu am de vin nimic în baie. Mai vreau nimica. Deci iar... Ce s-a mai întâmplat? Păi, stai seama de... Un subiect sensibil și nu poți să treci cu el peste vedere așa, una cu două. E normal. Mai plânge, că... Trage aer în piept. Se schimbă în subiectul, că nu mai vreau să mai plâng. Știi cum e viața? Niciodată nu știi ce te așteaptă. E imprevizibilă. Important e să fii pregătit. Acum poți să fii fericit și după aia poți să fii trist. Important e să găsești putere și curaj să treci peste toate. Cred că toți am realizat astăzi că ar trebui să fim mai uniți. Îți dai seama, dar eu cred că am fost destul de uniți. Cu toate că ne mai tachinam, ne mai înțepam noi și așa, ne-am deci înțeles bine. V-a și plăcut și ne-a și plăcut să se întâmple chestia. Da, ne-am înțeles bine de la început. Nu e ca și cum că, sincer, eu chiar am văzut că ne înțelegem foarte bine. Am crezut și eu că e Adriana. Și Andrada, cât s-a certat cu Achi, a plâns azi. N-am înțeles. Nu doar azi. Trage aer în piept ca să te liniștești. Trebuie să tragem împreună. Nu mai cum mai plimbat. Ești așa un pic invidios că el și-a găsit soția, nu știu, perfectă sau cum consideri tu că e... Îmi pare soră. Cel mai rău, îmi pare că la nunta mea trebuia să ceară pe ea de nevastă. Da? La nunta mea, eu aveam nunta pe 29 septembrie. Și pe 29 septembrie e ziua lui cumnată mea. 29 septembrie am vrut să ceară de nevastă. Și ziua mea pe 30 septembrie. Și de ziua mea a vrut să ceară de nevastă. Și n-a cerut-o atunci, dar uite că anul ăsta a avut cununia civilă. Dar este o... Ea... Bă, este o... O femeie
Nu am cuvinte să spun, frate, extraordinar. I-am zis că îi mulțumesc de fiecare dată pentru că a apărut în viața lui. Toți avem povești. Toți. Ai o pulină albă. Simte-te bine că ai o pulină albă. Și să aștepți să un sfert din cartonașul galben. Nu s-a șters unul? Un sfert, da. Ai de muncă până când o să dispară. Bă, tata. Te deranjează? Nu. Partea mea, puteți și să... Și să cer? Să vorbiți. Cu gesturi. Și cu semne. Cum cu gesturi și cu semne? Nu înțeleg. Vreau și un cuțit. Dar tu ce ai? Ești ok? Nu, am adormit și m-am trezit așa bulversat. Du-te-mă de aici. Bă! Bă! Păi că ai mâna mai... Ia, stai, stai. Mâna mare. Mamă, sunt egale, nu pot să cred, ia uite. Uite-mă, cum? Scuze-mă. Te-ai lovit? Ce? Te-ai nu m-am lovit, dar nu înțeleg ce vrei să faci. Nu, că ai dat așa sau... Bam. E ok. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.